Partidul Național Liberal, prin lista de consilieri, o parte din ei care sunt în jurul meu, precum și eu, ca și candidat la funcția de primar la municipiul Baia Mare, trimit un mesaj de eleganță, echilibru și constanță în ceea ce înseamnă campania electorală. Vrem să facem o campanie în care lupta să fie între idei, să avem o competiție reală între programe și principalele viziuni pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare. Nu vreau un alt tip de campanie, nu vreau să angajăm tot felul de oameni care se duc afișele, nu vrem să avem o campanie murdară, vrem orașul să-și mențină curățenia și în timpul campaniei, și din punct de vedere moral, și din punct de vedere al flyer-ului, a broșurilor, a tuturor materialelor electorale care sunt în Baia Mare.